cea de anul trecut, în 2015. Așadar, Bershan Jackson eliminat. Start reușit de această dată, în a treia încercare de plecare în cursă, cu Jonathan Karbe din Suedia pe culoarul 1, Nicolas Bett, campionul mondial în titlu din Kenya, pe culoarul 2, Luis Van Zyl din Africa de Sud pe 3, Michael Tinsley, liderul Diamond Race, culoarul 4, Javier Coulson din Puerto Rico, pe culoarul 5, Kieron Clement, Statele Unite pe culoarul 6 și Patrick Dobek din Polonia, alergând pe culoarul 7. Bershan Jackson nu a mai putut lua startul după ce a fost descalificat. Clement și Coulson abandonează Tinsley, iată-l oprindu-se înainte de ieșirea de pe turnanta a doua. Coulson conduce, Dobek atacă puternic pe culoarul 7 și trece pe poziția a doua, revine însă Kieron Clement și îl devansează pe polonez, însă se clasează americanul după Javier Coulson, reprezentantul statului Puerto Rico, care la aproape 32 de ani obține cea de-a 14-a victorie în Diamond League. Două medalii de argint la campionatele mondiale în palmaresul său, în 2009 la Berlin, 2 ani mai târziu la Daegu. De asemenea, a urcat pe podiumul olimpic, obținând bronzul ediției din 2012. Anul trecut s-a clasat al doilea la campionatele panamericane desfășurate la Toronto, în Canada. 49-43, departe de